2300 de morți de COVID-19 neraportați, iar coaliția pnl usr udmr ascunde adevărul. Parlamentarii puterii refuză înființarea comisiei de anchetă pentru verificarea datelor din pandemie, deși au apărut informații din interiorul Ministerului Sănătății, care arată că există o diferență de peste 2300 de morți între datele reale și cele oficiale cu privire la decesele cauzate de COVID-19. 2300 de decese neraportate de COVID-19, iar coaliția PNL-USR UDMR ascund adevărul despre pandemie. Dar în același timp, aceștia refuză verificarea datelor, chiar dacă fostul ministru al sănătății a demonstrat existența de diferențe. Pentru mehedințul meu, reporter Florina Cojocaru. Efectele se regăsesc în neîncrederea cetățenilor față de autorități, față de tot ceea ce înseamnă măsuri împotriva pandemiei și în special față de campania de vaccinare. PSD cere în continuare constituirea de urgență a acestei comisii de anchetă privind datele din pandemie. Pentru a se restabili adevărul cu toate datele pe masă și pentru a putea merge cu toții mai departe în acest război cu pandemia. Probabil că au ascuns sau au mințit în privința lor. Pentru că eu o să vă spun ceva, n-ar trebui să spun, mama mea a murit în, 2006, în, 2000, în 2021 pe 16 februarie. Eu zilnic mă duc, a avut o ocluzie intestinală și eu zilnic mă duc la cimitir. Deci de atunci, în fiecare zi mă duc. Eu n-am întâlnit, în, 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 într-adevăr, prin câte doi, doi, doi decedați care îi îngroapă, dar eu n-am prins unul în timpul ăsta de COVID. Atunci, cum se explică? Cred că dacă luăm să facem o contabilizare a morților, depășește populația României actuală de acum. Actuala putere trebuie să le explice public românilor cum e posibil ca marja de eroare din România să depășească total numărul morților de COVID-19 din țări cu o populație mult mai mare decât a noastră. În Corea de Sud, de exemplu, la o populație de peste 51 de milioane de locuitori, numărul morților este de numai 1875.